Salut, prieteni! Bună seara! Este ora 10. Acum un sfert de oră cât am făcut de acasă până în fața restului central pentru a anunța că Curtea de Apel s-a pronunțat. Admite cererea DICOT împotriva deciziei Tribunalului București, prin care pentru două îngrijitoare nu le-a dat nicio măsură, iar Curtea de Apel le-a dat o măsură, controlul judiciar pe cauțiune. Am să scriu acolo cine sunt cele două. Dar în schimb, Curtea de Apel, aceeași instanță, respinge contestația acestor două gunoaie, Țicu, Andrei Șicu, acel fost polițist care nu și-au făcut treaba. Deci, cei doi care au emis arestul preventiv rămân în arestul preventiv. Țicu și cu Dumitra Ovidiu, fost polițist judiciar din IPJ Ilfov, combaterea criminalității, care trebuia să verifice azilul, el în loc să verifice ca să aducă la cunoștință superiorilor problemele din acele azile, el a închis ochii și asta este cum există dragostea cu năbădâi, s-a îndrăgostit de directoarea azilului din voluntari, Dumitra Cristina, cea care astăzi ați observat-o, ce făcea, a aruncat cu apă pe mine. A fost un lucru superb, că la ce cald era apa aia, mai m-a răcorit, dar mai urât că această directoare a vrut să își folosească și copilul minor pentru, nu știu cum să zic. Deci, Curtea de Apel îi menține pe acești doi borfași, cărora trebuie ca să le strigăm, ca să audă, da? Ca să știe. Dumitra Ovidiu, rămâi în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile și colegul tău, Țicu, cel care era funcționar public, răspundea de departamentul pentru persoanele cu dizabilități, în loc ca să le respecte acest gunoi ce a făcut decât să mintă superiorii, deci din voluntari. Țicu și cu Dumitra rămân în arest pentru următoarele 30 de zile. Mâine, la DICOT, trebuie să vină prezent borfașul, excrocul, omul de încredere a familiei Pandele, Godei Ștefan. Și acum, în încheiere, vreau să vă zic un singur lucru. Cum este, știți, soarta? Noi acum, eu apăr interesele bătrânilor, care unii dintre ei, 90 în 89, strigau moarte intelectualilor. Să moară Coposul, moarte lui Coposul, moarte lui Rațu. Iliescu, te votăm, te votăm cu neamul să moară de necaz Rațu și Câmpeanu. Și noi le apărăm drepturile pentru, cum a zis Corneliu Coposu, principiile nu se negociază și, ca o soartă, ironia, principiile peste generații. Asta este realitatea. Mâine am să fiu prezent la DICOT.